Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Și Loredana, bineînțeles. Și cu mine. 9 și 36 de minute sunteți cu Europa FM. Și suntem la dublu sau nimic. Jocul acela frumos pe care îl așteptați în fiecare dimineață. Mamă, ce mă fric palmele, de-abia aștept să dăm banul. 2400 de euro. Ah, ce tare. Eu înțeleg entuziasmul ăsta pe cuvântul de onoare. Lumea se bucură să dăm bani. Nu, să încasăm bani, nu să dăm bani. Nu înțeleg entuziasmul. Tu vrei să încasezi și eu vreau să-i... Da, și zafie, să dăm bani, să dăm bani. Ce-ai face cu 2400 de euro, Loredana? Zi repede, repede. Ok. Și-ar cumpăra o pereche nouă de căști sau ceva? Mi-aș cumpăra o pereche... De pantofi. De pantofi și dacă mi-ar mai rămâne ceva... Nu, lumește, nu mai rămâne nimic. Corect. Nu, nu. Bun. O să râzi, dar nu mai îmi cumpăr pantofi așa mulți. Îi primești. Am devenit... Da, corect. Am devenit mult mai... relaxată când e vorba de shopping. Să știi că am fost acum la Dublin. Așa? Și nu mi-am cumpărat decât o singură pereche. Așa, și nici măcar pantofi. Sper că mă ascultă și pe mine. Adidas. Niște bașcheți. Niște bașcheți. Așa este. Alexandru din Galație, cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Ce faci, Alexandru? A, dacă e din Galație să câștige, sigur. La birou. La birou? Birou și ești așa deznădăjduit. E ultima zi? Da. Da, nu. Ei, nu e ultima zi, cum să fie ultima zi. Da, păi asta zic. Doamne ferește. La 2400 de euro ții concediu 6 luni, zic da. Eu. Da. Undeva pe acolo. Alexandru, ești pregătit? Da, sunt pregătit. Hai să ne-ai bani, ai și tu un coleg ceva? Pe lângă tine? Ia, să fie mai mulți colegi. Stai și pe Google. Toată lumea să apeleze la tine. Toată lumea să apeleze la răspunsurile corecte. Avem 4 întrebări. Plecăm de la 300 de euro, 600, 1200, 2400. Ai 8 secunde la dispoziție să răspunzi la fiecare întrebare. Tu decizi dacă mergi mai departe sau te oprești în orice moment al jocului. Dacă decizi să te oprești, banii rămân la tine. Dacă mergi mai departe, banii rămân la Loredana. Nu e adevărat. Da, dar să știi că toți ți-i dau. Da, mulțumesc. Promit, dacă știu eu vreo întrebare, joc cu tine. Multă baftă, Alexandru. Mulțumesc. Adică nu întrebare, răspuns. 300 de euro. Pentru 300 de euro, Alexandru, ai 8 secunde. E prima întrebare. Spune-mi, te rog, cine a scris romanul Robinson Crusoe? Hai! Daniel Defoe. Oh, ce repede ai răspuns! Dar o fi corect sau da, nu? Ce repede ai răspuns cu ajutorul colegilor, dar da. am senzația că e bine, ai 300 de euro! Iepa! Alexandru? Da? Ai câștigat 300 de euro, măi! Bucură-te! Sunt bucuros. Dar arată-ne și nouă, trimite-ne energia ta. Final, mai bucuros. Da, te-a călcat cineva pe picior. Eu zic să te bucuri oricum. Fiecare cent contează. Cum facem? Ne oprim aici? Mergem bani? Mai departe. Ești sigur? De ce să mergem mai departe? Frână, ia banii, da. Pleacă, distracție plăcută în Galați. Te duci în Brăila la mol. Da. Și așa mai. Au și în Galați mol. Conflictul ăsta Brăila Galați e foarte mare în rândul colegilor noștri la Europa FM. Bun, ce facem? Mergem mai departe? Da, mergem mai departe. Bine, tu ai vrut. 600 de euro. 600 de euro. Nu-s bani mulți, nici puțini. Nu sunt bani mulți. Bine. Dar nici puțini. O întrebare simplă și pentru 600 de euro. 8 secunde, Alexandru. Spune-mi, care este brațul sudic al Dunării în delta Dunării? Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe e un cartier în București. O stație de tramvai. E și un oraș. Da, e și o localitate. Oraș, da. Sfântul Gheorghe, orașul Sfântul Gheorghe? Da. Nu, zic, există brațul, orașul Sfântul Gheorghe. Da. Ce? Dunărea nu trece prin Sfântul Gheorghe. Da, în plus sunt trei brațe, e ușor. E din Galați, mai trebuie să schimbăm întrebarea asta, că știi. Sunt trei brațe, brațul strâng și brațul drept. Și mijloc. Da, și mai e unul mijloc. Și mijloc e ăla. Lasă un pic, am uitat de Alexandru. Alexandru, ștangă mijloc. Ai răspuns corect! Da! Stai că s-a bucurat, a zis, ei, din ce în ce mai bine. Auzi, câți colegi ai lângă tine? Unul singur. Unul singur, unu și bun. E foarte tare. Unul, dar bun. E bun colegul. Hai mă, că la Galați, cum să nu știi care braț? Pe bune. Auzi, colegul ăla îți dă și ție 10% din ce câștigi?
Păi dau eu lui 10%. Da. Ai 600 de euro. Și el 60. Și ale... Da, păi îți dai seama. Loredana ia și ea 10%. Vladia, restul de 90. Da, da. Așa se întâmplă. Ce facem? Mulțumim. Mergem mai departe. Băi, ce te arunci? Ai 600 de euro, nu uita. Eu, mergem mai departe. Nu vrei să-i păstrezi? Mustața. Mergem mai departe. Like, mustața. Da. Bun, e treaba ta dacă mergi mai departe. Asta înseamnă că vrei să câștigi 1200 de euro. Da. E sigur? Foarte sigur. 1200 de euro. 1200 de euro. O nouă întrebare. Dublu sau nimic, totul sau nimic de data asta. Alexandru, spune-mi, care a fost ultimul președinte asasinat al Statelor Unite ale Americii? J.F. Kennedy. Ăla e un aeroport, mă. De ce râdeți? John F. Kennedy. John și F de la ce vine pentru 1200 de euro? De la farfuridii. Zid, de la cine vine F? Fitzgerald. Tot bine. Colegul. Tot colegul ți-a zis, a? Da. Ia, Dănil, pe colegul la telefon. John F. Kennedy. Păi și ce zice? Bine sau e greșit? Ai fost atent? Ultimul președinte asasinat. Colegul zice bine, a? Alexandru, ai 1200 de euro. Este. Mamă, ce ușor se câștigă banii la radio la voi. Da, asta, de asta mă plâng și eu. Da, așa l-am convins pe Vlad. Așa mi-au zis și mie. Vino că la noi aici să vezi. Bun, noroc are audiențe, că altfel pățea ce s-a întâmplat ieri la posturile de televiziune. Da. Gata, mulțumim, la revedere, colegul. Alo? Alo? Gata, colegul, mulțumim. Gata. Vă opriți, nu? Te opriți sau mai gata, mă, că vine șopâr la aia nasoală. Șopâr loiu. Care e hrăpăreață. Avem 2400 de euro, păi cum te oprești aici? Da, mă opresc. De ce? Nu mai știe colegul? Ba știe, dar nu vreau să greșesc. Hai, mă, mai bine mergeți la mol, repede. Poate nu răspunde în timp. Deci n-ai încredere în colegul tău, nu? Te-a scos din încredere, dar poate nu răspunde în timp util. Cum îl cheamă? Am doar 8 secunde. Cum îl cheamă pe coleg? Andrei. Domnul Andrei! Sunteți tare de tot. Ce mișto să ai un coleg în viață. Da. În viață. Adică în viața ta. Cum ai și tu un coleg, nu? Da. În viața ta. În viață. În viață și în viața ta. Alexandru, noi tragem de timp, tocmai poate te mai gândești așa. Nu mai. Mă retrag. Glorie. Bine, ia zi, am câștigat 1200 de euro la Europa FM. Boda proste. Am câștigat 1200 de euro la Europa FM. Mulțumesc, Glory. Mulțumesc, Glory. Păi, dă-i, nu sunt tot moldoveagă, băi, ca și tine. Moldovean la moldovean. Mulțumesc, Glory, și mulțumesc fanilor mei. Deja suntem fanii tăi, băi. Și mulțumesc, Andrei. Alexandru, ai câștigat 1200 de euro. Uite, de curiozitate, sunt curios dacă Andrei ar fi știut răspunsul și la ultima întrebare. Cu cine a fost contemporan Vlad Țepeș? Am crezut că zici cu cine a fost cuplat. Cu Ștefan cel Mare sau cu Mihai Viteazu? Nu știu. Ei, nu știi, nu vrei să știi ce. Da, nici colegul. Hai, colegul. Cum îl cheamă? Andrei. Vlad Țepeș sau Mihai Viteazu? Cu Mihai Viteazu. Mihai Viteazu era la 1600. Babanu cu Ștefan cel Mare. Era verișor, cel Mare. Era verișor, nu era verișor cu Ștefan Babanu? Ba da, era într-o oarecare. Era verișor. Ștefan, nu mă pricep foarte bine la istorie. Nu e nimic că ne pricepem noi, la luat banii, dar e bine că te-ai oprit la timp. Gata, Alexandru, a fost o păcăleală, ai ratat, nu-ți mai dăm niciun. Ai zis o pârla. Felicitări, ai 1200 de euro. Luai țeapă. Dublu sau nimic. Apropo de țeapă, rimează cu apă. Apa, cântăm apa? Da, pentru că am primit pe Facebook cum că acest cântec e câștigător în... În lupta în botul, da, în bunda, da. Așa că trebuie să mă țin de cuvânt și să vă dau puțină apă, v-am zis, pentru digestie. Loredana și Agurida live în studioul Deșteptarea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.